trecut aproape un ceas de vreme de când am încheiat în locul acesta un timp de rugăciune. Și pe parcursul unui ceas de vreme am rostit câteva rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este o practică comună, dragii mei, în viața religioasă. Chiar dacă tipurile de rugăciuni sunt diferite, este Ceea ce face cumva esența religiei noastre să ne rugăm lui Dumnezeu. După un ceas de vreme, după ce am încheiat această perioadă de rugăciune, acest timp de rugăciune din această dimineață, nu știu câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte pentru ce v-ați rugat. Adică, am stat înaintea lui Dumnezeu, i-am spus că e Tatăl nostru care este în ceruri, noi suntem creaturi ale Lui aici, pe Pământul acesta și avem nevoile noastre și ne-am dus înaintea lui Dumnezeu cu aceste nevoi și ne-am rugat pentru ce, frate și surori? Vă mai amintiți? Ne-am rugat să ne ierte păcatele, nu? Ne-am rugat să ne vindece bolile. Cel puțin astea au fost subiectele majore care au fost, mă rog, puse ca motivație de aici de la învon. Poate fiecare dintre noastre ați avut nevoia specifică cu care a stat înaintea lui Dumnezeu, să vă rezolve o problemă. Ei, în această dimineață, Domnul Iisus Hristos, prin acest pasaj pe care îl consemnează Evanghelistul Matei, vine să ne spună când vă rugați, cam așa trebuie să faceți. Cum? Așa cum facem noi? Printre altele, sigur, Că Domnul Iisus Hristos zice să vă rugați pentru nevoile voastre zilnice, pâinea noastră, cea de fiecare zi, de nu nouă astăzi. Să vă rugați pentru nevoile spirituale. Să vă rugați, dacă vreți, spun cu cuvintele mele, pentru bătăliile spirituale. Nu ne duce pe noi în ispită, îi spăvește-ne de cel rău. Numai că, printre toate lucrurile astea foarte obișnuite, foarte comune, de care nu prea uităm să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos zice ceva foarte important. Puneți în rugăciunea voastră împărăția lui Dumnezeu. Vie împărăția ta. Și vreau să vă întreb în această dimineață, frați și surori, care ne-am rugat pentru de toate, la timpul de rugăciune câți din locul acesta ne-am rugat pentru împărăția lui Dumnezeu? Suntem în această perioadă, la această învățătură a Domnului despre împărăție. Câți v-ați rugat de aici pentru împărăția lui Dumnezeu? Ați spus o rugăciune. Dar nu astăzi, ieri câți v-ați rugat pentru împărăție? Sau alaltă ieri? Subiectul pe care vreau să îl împărtășesc în această dimineață, dragii mei, este următorul. Împărăția lui Dumnezeu ca subiect de rugăciune. Și dacă nu ne-am rugat până acum în rugăciunile noastre de la biserică, sau de acasă, dragi mei, sau pe cale dacă ne rugăm lui Dumnezeu în gândul nostru, pentru împărăție, Domnul Iisus Hristos ne învață așa, când vă rugați să ziceți, vie împărăția ta. Adică să nu le uitați pe celelalte, dar să nu uitați nici asta. Să vă rugați pentru împărăție. Deci, de ce credeți dumneavoastră că este așa de important să stricurăm în rugăciunea noastră subiectul acesta al împărăției și să-l punem undeva cap de listă? Nu la final. De ce credeți că e așa de important? Adică știu că e important să mă rog pentru pâine, să mă rog pentru sănătate, să mă rog pentru succes în viață, să mă rog pentru rezolvarea problemelor. De ce e așa de important să mă rog pentru împărăția lui Dumnezeu? Să vină împărăția lui Dumnezeu. Oare de ce e așa de important? Deci, când pun în rugăciunea mea subiectul acesta împărăției, văd împărăția ca o nevoie personală ca o necesitate personală. De obicei, când ne rugăm lui Dumnezeu, dragii mei, prindem în rugăciunile noastre nevoile personale, nu? Și oamenii care nu prea se roagă lui Dumnezeu pentru că n-au vreme sau nu se obișnuiesc cu rugăciunea, atunci când dau diferite nevoi, nevoi foarte mari, zic, Doamne Dumnezeule, ajută-mă sau Dumnezeule, izbăvește-mă, nu? Că ce facem înaintea lui Dumnezeu, în rugăciunile noastre, printre altele, este să prezentăm nevoile înaintea lui Dumnezeu. Nevoia de pâine, nevoia de sănătate, nevoia de ajutor la examen, da? Nevoia de păzirea lui Dumnezeu într-o călătorie primejdioasă. Și cu toate nevoile astea, mă duc înaintea lui Dumnezeu, le prind în rugăciune. Dragii mei, când pun împărăția lui Dumnezeu în rugăciunea mea, văd împărăția asta ca o nevoie personală. Și vă întreb, dumneavoastră vedeți împărăția lui Dumnezeu ca o nevoie personală, ca o necesitate personală? Dacă vă uitați cu atenție toate celelalte aspecte de aici, pâinea, lupta cu vrășmașul, sănătatea pentru care ne rugăm noi, vizează viața aceasta. Da? Viața aceasta cumva să fie în atenția lui Dumnezeu și nevoile din viața asta să fie împlinite de Dumnezeu. Frații mei, credeți că atunci când mă rog pentru împărăția lui Dumnezeu, împărăția asta lui Dumnezeu vizează viața mea? Sau viața dumneavoastră? Știți în ce sens? Împărăția lui Dumnezeu, dă calitate vieții. Noi avem impresia că ceea ce înseamnă calitatea vieții este dată de abundență. Să nu ne lipsească nimic. Calitatea vieții este dată de sănătate. Să fim sănătoși în fiecare zi. Și e adevărat, frații mei, să ai ce să mănânci, să ai cu ce să te îmbraci, să fii sănătos. De calitate vieții. Dar ce ziceți, dragii mei? Împărăția lui Dumnezeu de calitate vieții. Spune Apostolul Pavel, scrie Apostolul Pavel în Roman, capitolul 14, ceva de genul acesta. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Ceea ce zicem noi că ar da calitate vieții. Este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Și vă întreb, pacea este ceva care dă calitate vieții? Neprihănirea e ceva care dă calitate vieții. Bucuria, dragii mei, e ceva care dă calitate vieții. Nu orice fel de bucurie. Bucuria asta care vine de la Dumnezeu un Duhul Sfânt, dă sau nu dă calitate vieții? Am citit foarte recent despre un slujitor pe care sora lui l-a întrebat într-o zi ceva de genul acesta. I-a zis sora într-o zi, sora lui, uh, care este sentimentul pe care tu îl dorești cel mai mult, îl iubești cel mai mult. L-ai dori experimentat în viața ta. Și a spus păstorul ăsta, niciodată nu mi-a pus nimeni întrebarea asta să mă gândesc cel puțin la subiectul acesta. Care este sentimentul pe care mi-l aș dori cel mai mult? Asta puțin să a gândit și a zis, sentimentul pe care mi-l doresc cel mai mult este sentimentul că am realizat ceva, am făcut ceva. Atunci când am terminat un anumit lucru, am terminat un anumit proiect, am un sentiment special de mulțumire, am realizat ceva. Dar atunci i-a venit lui idea și a zis, da, pentru tine, sora mea, care este sentimentul pe care ți-l dorești cel mai mult? Și o sora lui a zis următorul lucru, pentru mine sentimentul pe care mi-l dorești cel mai mult este sentimentul de eliberare, de ușurare sufletească. Ăsta e sentimentul pe care mi-l doresc cel mai mult. Sentimentul de ușurare sufletească. Și-a spus păstorul acesta următor lucru. Ea a dat un răspuns mai bun decât mine. Vreau să vă întreb, dragii mei, această ușurare sufletească eliberare de calitate vieții. Ați umblat vreodată în lumea asta răvășiți pe dinăuntru? Striviți de probleme? îngrijorați de ceea ce, dragii mei, e perspectivă în viață, anunțuri, informații care au la noastră, diagnostice care au fost date, ați umblat vreodată frământați pe dinăuntru? Ați fost careva din locul acesta, dragii mei, apăsați de sentimentul de vinovăție, ați fost sau nu ați fost? Vă întreb, asta e viață? Cine poate să ne dea ușurare sufletească. Eliberare! Cine poate da, dragii mei, pe dinăuntru, în sufletul nostru, acea stare de, de liniște lăuntrică, dacă nu Dumnezeu din cer în Domnul Iisus Hristos? El, dragii mei, ne ușurează de sentimentul ăsta de vinovăție. De ce ne-am rugat în această dimineață să ne ierte Dumnezeu, mărturisindu-ne păcatele? Nu că vrem o altă calitate a vieții? Frații mei, împărăția lui Dumnezeu e o nevoie personală, pentru că ea dă calitate vieții. Este pace, este neprionire, este bucurie în Duhul Sfânt. Toate celelalte din această lume trec. Asta este calitatea care rămâne, slăvit să fie în numele Domnului. Dar împărăția lui Dumnezeu nu doar că dă calitate vieții. Împărăția lui Dumnezeu dă perspectivă vieții. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ca oameni, unii la 20 de ani, alții la 40, alții la 70, fratele Eugen peste 90. Dumneavoastră ce perspectivă de viață aveți? Omenescul acesta care ne înfășoară pe fiecare dintre noi, ce perspectivă de viață ne dă? Spune psalmistul în psalmul 90, 70 de ani, 80 de ani. E asta perspectiva pe care ne-am dorit eu? Și încep să treacă zilele, săptămânile, lunile, ani. Și dintr-o dată încep să ne cuprindă neputințele și vedem că încet, încet se apropie mormântul. Ce perspectivă este asta? Într-o zi, ne dăm suflarea și alții ne vor lua și ne vom pune în inima pământului. E asta perspectivă? Împărăția lui Dumnezeu însă, dragii mei, e o nevoie personală, pentru că împărăția asta îmi pune înainte perspectiva eternității. Credeți în asta, frații mei. Zicea Domnul Iisus Hristos când le-a spus ucenicilor că urmează să plece, întristarea va cuprins inima. Să nu vi se tulbure inima. Pentru că eu mă duc să vă pregătesc un loc, după ce mă voi duce voi pregăti un loc, mă voi întoarce, voi lua cu mine, ca la, acolo unde sunt eu, să fiți și voi sau să fie și slujitorul meu. Asta este perspectiva. Și vă întreb, dragii mei, dacă omenescul ăsta, dacă viața asta nu poate să ofere altă perspectivă, n-aveți nevoie de perspectiva asta a eternității? Știți că noi pentru asta am fost creați, frați și surori? Nu pentru 70-80 de ani, știți? În cartea Eclesiastul se spune că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Și îl purtăm cu noi în fiecare zi. De asta ne temem de moarte, de asta ne este frică de moarte, de asta ne tratăm bolile, de asta ținem tot felul de diete. Că este în noi, dragii mei, structurat prin, prin creația lui Dumnezeu. Perspectiva asta veșniciei. Vrem să trăim pentru eternitate. Ei, împărăția lui Dumnezeu ne oferă această perspectivă. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură în cartea profetului Daniel despre împăratul Nebucanințar care a avut o viziune, a avut un vis. Un chip mare cu capul de aur, cu pieptul de argint, apoi aramă, picioarele de fier amestecat cu lut și de undeva dintr-un munte s-a desprins o piatră care s-a prăvălit și a strivit chipul acesta de aur. Ce înseamnă viziunea asta? Împăratul s-a tot chinuit. Și a venit Daniel și a spus așa, împărate, chipul ăsta de aur ești tu și niște împărății care se vor succeda unele după altele. Piatra asta care se desprinde din munte este ce, frații mei? O altă împărăție care se prăvălește, care strivește toate împărățile astea și care umple tot pământul. Și împărăția asta, nu va trece niciodată în mâna altui popor și este o împărăție veșnică. Înțelegeți, frații mei, de ce această împărăție oferă perspectivă vieții? Că ea este veșnică și pune în fața noastră perspectiva veșniciei. Și nu-mi spuneți, dragii mei, că n-ați vrea să aveți această perspectivă în față veșnicia. Nu, spuneți că, nu spuneți că vreți să muriți cât de curând. Am fost creați pentru eternitate. Pentru veșnicie. Și încă Dumnezeu, dragii mei, ține la noi să ne pună în față perspectiva veșniciei. Și de aceea aducem în fața noastră această împărăție veșnică. Atunci când pun împărăția lui Dumnezeu în rugăciunea mea, văd împărăția ca o nevoie personală. Nu ceva foarte teoretic, ceva pentru teologie și pentru biserică, ci pentru mine. Pentru calitatea vieții mele și pentru perspectiva vieții mele. În al doilea rând, când pun în rugăciune împărăția lui Dumnezeu, subiectul acesta al împărăției lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu devine preocupare personală. Nu știu dacă ați observat că de obicei noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru lucruri care ne preocupă. E adevărat? Dacă bunoară vă preocupă un examen și sunteți stresați pentru examenul acela, această preocupare o puneți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunteți preocupați ca tineri pentru un sau pentru măritiș, preocuparea asta o puneți în rugăciune, nu? Că rugăciunea, dragii mei, exprimă preocuparea noastră. Preocupare înseamnă că ceva, un anumit subiect, un anumit lucru, începe să te domine. Te-a cucerit pe de întregul. Subiectul examenului începe să te domine. Te-a cucerit. Subiectul sănătății începe să te domine. Te-a cucerit. Vrei să fii sănătos pentru că ești bolnav. Când împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, devine subiect de rugăciune, împărăția lui Dumnezeu începe să ne cucerească, să ne domine. E subiectul, dragii mei, care ne domine existența. Știți cum se exprimă această preocupare? Se exprimă la nivelul gândurilor noastre. Miercuri eram în București. Eram în mașină cu încă un slujitor al lui Dumnezeu, un coleg de-al meu și cu un cu frate care ne ducea cu mașina. Și pentru că în această vreme sunt foarte preocupat de subiectul acesta, sunt foarte frământat cu subiectul acesta al împărăției, l-am întrebat pe colegul care l-am în mașină, tu aștepți împărăția lui Dumnezeu? Aș putea să vă întreb pe fiecare de aici. Și foarte repede a zis, sigur că o aștept. Cum să nu aștept? Bine, dacă aștepți împărăția lui Dumnezeu, de câte ori te-ai gândit azi la împărăția lui Dumnezeu? Și a zis, trebuie să recunosc că nu m-am gândit azi la împărăția lui Dumnezeu. Știți, i-am spus lui atunci următorul lucru, ce vi-l spun și dumneavoastră acum. Când stai și aștepți autobuzul, mă poate puțin mai aștept autobuzul sau tramvaiul, că merg cu mașina, da? Când stai și aștepți autobuzul, s-ar putea să ai un ziar în mână, citești un titlu din ziar și apoi te uiți, nu vine autobuzul. E adevărat sau nu? Mai citești două rânduri și apoi ar te uiți, nu vine autobuzul. Schimbi două vorbe cu cineva, un cunoscut pe care l-ai întâlnit în stație, ai schimbat două vorbe și apoi iar ți-ai și nu vine autobuzul. Adică, orice ai face, ca să treacă timpul, mintea ții la autobuzul care trebuie să vină. Nu cumva vine autobuzul? Avem noi o cântare, mă scol în grabă, alerg afară să văd dacă ai venit. Când s-a întâmplat asta ultima dată? De mult n-am mai cântat cântarea asta dar nu cred că este cineva aici care să fi sărit repede din partea azi dimineața, să iasă afară. Nu veni venit cumva Domnul. Nu? Când încep să mă rog pentru împărăția lui Dumnezeu, când pun subiectul acesta, dragii mei, al împărăției în rugăciunile mele, asta arată că împărăția a devenit o preocupare la nivelul gândurilor mele. Încep să mă gândesc printre toate activitățile zilei, nu cumva vine Domnul? Nu cumva vine împărăția lui Dumnezeu? Nu cumva? Nu cumva? Eu i-am pus întrebări colegului meu. Dar vreau să vă spun că dacă n-ar fi fost frământarea din această perioadă, poate nici eu nu m-aș fi gândit în ziua acela împărăție. Avem alte subiecte la care să ne gândim. Să devină preocupări de fiecare zi. Când încep să mă rog, dragii mei, pentru împărăție, împărăția m-a cucerit. Mă domină. La nivelul gândurilor mele este subiectul împărăției, dar nu doar la nivelul gândurilor. Împărăția este la nivelul vorbelor mele că ceea ce mă domină, ceea ce mă cucerește, frați și surori, se exprimă în dialogul pe care l-am cu ceilalți. Încep să vorbesc foarte des despre ceea ce m-a cucerit. Știți, în Luca, în capitolul 24, Evanghelistul Luca vorbește despre cei doi care mergeau spre Maus. A venit un al treilea care i-a ajuns pe drum și acel al treilea care era un necunoscut pentru ei, noi știm că era Domnul Iisus Hristos, le-a pus următoarea întrebare. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ce vorbeau? Politică? Politica Imperiului? Ce Credeți că oamenii aceia nu aveau nevoie, nu erau stresați de viața de fiecare zi? Credeți că, nevoile ace că oamenii aceia nu aveau fricile lor, mai ales în perioada aceea? Bun, ce subiect discutați între voi, oameni buni, pe drumul ăsta de la Ierusalim înspre Emmaus Ce subiect? Păi nu putem altul decât acela care ne-a cucerit, care ne domină, care ne preocupă. Și au zis ei către Domnul Iisus Hristos, către străinul acela care era cu ei, tu e singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea în Ierusalim? Cu Iisus Hristos din Nazaret? Preoții l-au dat la moarte, și femeile ne-au adus o veste că am viat dintre cei morți. Pricepeți cum subiectul ăsta care a cucerit e subiect de discuție? Pricepeți, frații mei? Și vă întreb, câți dintre dumneavoastră, câți dintre noi, abordăm subiectul acesta al împărăției în discuțiile noastre? Câți? Împărăția lui Dumnezeu pusă în rugăciunile noastre devine o nevoie, o, o preocupare permanentă, o preocupare personală. La nivelul gândurilor, la nivelul vorbelor și la nivelul acțiunilor mele, de fiecare zi. Spunea Domnul Sătutos undeva mai spre finalul acestui capitol, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Adică Domnul pune asta în pe lângă căutarea noastră de fiecare zi pentru hrană și pentru îmbrăcăminte. Ne îngrijorăm de pâinea de fiecare zi, ne îngrijorăm de îmbrăcămintea noastră și a zis Domnul mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, pentru pâine și pentru îmbrăcăminte, acționați în fiecare zi, faceți ceva, alergăm de dimineața până seara, e adevărat? Cu trudă și sudoare să-ți câștigi pâinea de fiecare zi, a zis Dumnezeu încă de la început. Și gustăm, dragii mei, din acest principiu, din acest blestem, dacă vreți. Cu trudă și sudoare ne câștigăm pâinea în fiecare zi și alergăm. Ei, dar vine Domnul Iisus Hristos și spune, mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Alergați pentru pâinea aceasta, alergați pentru îmbrăcămintea aceasta, alergați pentru împărăție. Acționați pentru împărăție. Oare se întâmplă lucrul acesta? Încă o dată spun frații mei, când împărăția devine subiect de rugăciune, ea devine preocuparea mea personală la nivelul gândurilor, la nivelul vorbelor, la nivelul acțiunilor. Și încă un gând, dragii mei, și apoi închei. În atelea rând, când împărăția lui Dumnezeu devine subiectul rugăciunii mele, Împărăția este văzută ca o mare schimbare. Și poate vă întrebați ce fel de schimbare. Și ascultați ce zice Domnul Iisus Hristos că trebuie noi să ne rugăm. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Știți ce mă rog eu de fapt lui Dumnezeu când mă rog să vină împărăția lui Dumnezeu? Mă rog de fapt, Dumnezeule, vino și adu o mare schimbare, să se facă voia ta aici pe pământ. Știți ce sugerez prin asta? Că Dumnezeu are o voință a lui. Știți ce înseamnă voința lui Dumnezeu? Înseamnă un scop sau scopuri ale lui Dumnezeu la care Dumnezeu ține foarte mult și pe care Dumnezeu le urmărește în istorie să se împlinească și știu că Dumnezeu are această voință la care ține foarte mult și spune Sfânta Scriptură voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, adică a noastră și vă întreb, ține Dumnezeu foarte mult la voința asta lui? Am spus doar un aspect al voinței lui. Dar știți ce mai sugerez când mă rog Domnului să vină împărăția lui Dumnezeu, să se facă voia lui Dumnezeu? Știți? Mai sugerez faptul că încă aici pe pământ nu se face voia lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Frații mei, sunt anumite aspecte în care în această existență se face voia lui Dumnezeu. Știți asta? Bună voia lui Dumnezeu a fost ca să răsară soarele în această dimineață. Puteați careva să-l opriți? Puteați, frații mei? Nu puteam. E voia lui Dumnezeu ca, ca viteazul acesta, soarele, să se arunce pe boltă în fiecare dimineață. Să se urce spre boltă și apoi să coboare spre asfințit. E legea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Și se face că vrem noi, că nu vrem noi. Dar știți că este altă voia lui Dumnezeu care încă nu se face pe pământ. Bună oară v-am înainte, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Vreau să vă întreb dacă această voie a lui Dumnezeu se face acum aici pe pământ. Fratele Vasile a dat așa din cap. Pe aici, pe acolo, nu? La unii și la alții. Ne luptăm unii pentru sfințire, dar vreau să vă spun că în general această voie a lui Dumnezeu încă nu se face pe pământul acesta. Oamenii trăiesc în păcate și fără de legi, fără să țină cont de această voie a lui Dumnezeu. Ce mă interesează pe mine voia lui Dumnezeu, sfințirea mea? Adică să rup cu păcatul și cu fără de legea, să mă dedic lui Dumnezeu. Și marea problemă, știți care este? Nu aceea că pe oamenii din lume nu interesează asta, voia asta lui Dumnezeu. Marea problemă este aceea că pe mulți, așa zici, creștini nu interesează voia asta lui Dumnezeu. Asta e marea problemă. Când mă rog lui Dumnezeu, vie împărăția ta, sugerez că aștept să vină o schimbare. Dacă în la Dumnezeu, în această vreme, se face voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit, Zic, Doamne, fă să vină și pe pământ acest mod de a se face voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Că n-ați întâlnit în cer la Dumnezeu pe niciun înger care să stea înaintea lui Dumnezeu să zică, asupra acestui lucru te ascult altă dată. Sau mă gândesc dacă să fac ceea ce îmi spui tu și îți comunic mai târziu. Se întâmplă asta în cer? Dar știți că aici pe pământ se întâmplă sunt oameni care sunt consemnați aici în Biblie care au zis asupra acestui lucru te ascultă altă dată. Sau dacă vă mai avea nevoie, te voi chema altă dată. Câți oameni, dragii mei, așa zici creștini, stau și ascultă voia lui Dumnezeu citită sau predicată din cartea aceasta și zic altă dată. Cum să se roage un asemenea om Să vină în împărăția lui Dumnezeu Să se facă voia lui Dumnezeu Cum se face în cer și pe pământ Când el nu o face în viața personală Când încep să te rogi așa lui Dumnezeu Aștepți să se facă o schimbare pe pământ Începând cu tine Sau începând cu mine Care mă rog Să înceapă în viața mea Să se facă voia lui Dumnezeu Cum se face în cer Când mi-a spus Dumnezeu ceva eu de îndată să încep să împlinesc. Când îmi pune Dumnezeu în față un adevăr, de îndată să încep să-l fac. Așa începe să se facă voia lui Dumnezeu. Va veni o vreme când se va arăta împărăția lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Când toți cei care nu vor să asculte de voia lui Dumnezeu vor fi dați deoparte. Și va rămâne în împărăția lui Dumnezeu acea grupare de oameni care acceptă să facă în mod desăvârșit voia lui Dumnezeu. Și vă întreb. Ați vrea să facem parte din acea grupare de oameni? Ar trebui să începem să punem în rugăciunea noastră subiectul împărăției. Dumnezeu să ne ajute la locul acesta. Să ne rugăm Domnului să vină împărăția lui Dumnezeu și atunci o vedem ca o nevoie personală. Începem să ne rugăm și atunci ea devine preocuparea noastră de fiecare zi. Începem să ne rugăm, dragii mei, pentru împărăție și dorim în felul acesta să vină o schimbare. Voia lui Dumnezeu să se facă și aici, unde acum nu se face. Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.